Edenul, primul cămin. În Geneza, capitolul 2, cu versetele 22 și 24, găsim scris: Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și vor face un singur trup. Dumnezeu a oficiat prima căsătorie. Astfel, această instituție a fost inițiată de Creatorul Universului. Căsătoria este onorabilă. Ea a fost unul dintre primele daruri pe care le-a oferit Dumnezeu omului și este una dintre cele două instituții pe care Adam le-a luat cu el după cădere, dincolo de porțile paradisului. Când principiile divine sunt recunoscute și păzite în această relație, căsătoria este o binecuvântare. Ea ocrotește curăția și fericirea neamului omenesc, satisface nevoile sociale ale omului și înalță natura lui fizică, intelectuală și morală. Căminul primilor noștri părinți avea să fie un model pentru alte familii, pe măsură ce copiilor avea să se răspândească pe toată suprafața pământului. Acel cămin, înfrumusețat de mâna lui Dumnezeu, însuși nu era un palat fermecător. Dumnezeu l-a așezat pe Adam într-o grădină. Aceasta era locuința lui. Împrejurimile în care a trăit cuplul sfânt constituie o lecție pentru toate timpurile, aceea că fericirea adevărată nu constă în satisfacerea mândriei și a dorinței după lux, ci în comuniunea cu Dumnezeu prin lucrurile create de El. Dacă ar acorda mai puțin atenție artificialului și dacă ar cultiva o simplitate mai mare, oamenii s-ar apropia mai mult de împlinirea scopului pe care l-a avut Dumnezeu atunci când i-a creat. Mândria și ambiția nu vor fi niciodată satisfăcute, însă cei cu adevărat înțelepți vor găsi o satisfacție suficientă și înălțătoare în sursele de bucurie pe care le-a lăsat Dumnezeu la îndemâna tuturor. Locuitorilor Edenului li s-a încredințat îngrijirea grădinii, ca să lucreze și să o păzească. Ocupația lor nu era obositoare, ci plăcută și reconfortantă. Munca a fost rânduită de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru om, ca să-i ocupe mintea, să-i întărească trupul și să îi dezvolte capacitățile. Adam a găsit în activitatea mentală și fizică una dintre cele mai înalte satisfacții ale existenței lui sfinte. Cei doi, care formau perechea sfântă, nu erau numai copii care se bucurau de grija părintească a lui Dumnezeu, ci și elevii care primeau educația de la Creatorul atot înțelept. Ordinea și armonia creațiunii le vorbeau despre înțelepciunea și puterea infinite. Ei descopereau mereu noi lucruri atrăgătoare, care le umpleau inima de o dragoste mai profundă și care îi determinau să își exprime iarăși recunoștința. Atâta timp cât rămâneau loiali legii divine, capacitatea lor de a cunoaște, de a se bucura și de a iubi continua să crească. Ei urmau să dobândească în mod constant noi comori ale cunoașterii. Aveau să descopere noi surse de fericire și să își formeze concepții din ce în ce mai clare cu privire la dragostea inestimabilă și nepieritoare a lui Dumnezeu. O, iubitul meu părinte, îți mulțumesc că și în privința căminului tu ai lăsat atât de multe lucruri frumoase. Te rog, ajută-mă să am un cămin după placul tău. Îți mulțumesc că tu-l binecuvântezi. Fii slăvit și lăudat pentru tot ce faci astăzi, în viața mea și a căminului meu. Amin.